când am auzit prima oară de bilet de lână în uscător, eram oricum când am auzit de fapt prima oară de uscător, pentru că da, gen nu prea foloseam uscător înainte să-l cunosc pe Andrei, nu foloseam, nu știu dacă voi folosi sau nu uscător. Chiar sunt curioasă, hai să facem un sondaj. Și Andrei mi-a zis, genul, ce, tu nu folosești uscător? Eram, da, îmi place să-mi suc hainele la aer curat. Și era, Doamne ferește, this is life. Și apoi am încercat pentru prima dată un uscător și am zis, wow. Apoi când am aflat de bile care se bagă în uscător și te ajută să usuci mai repede și să calci mai ușor, eram gen, Bilele astea de lână se bagă în uscător, fetelor, și usuci mult mai ușor, calci mult mai ușor pentru că te scapă de cutele alea super greu de călcat și de asemenea pot ține loc de balsam dacă adaugi câteva picături de ulei esențial pe bile. Nu știu dacă ați încercat vreodată asta, 2-3 picături pe fiecare bile și nu mai e efectiv nevoie de balsam. Eu folosesc trucul ăsta pentru hainele copiilor pentru că e o variantă așa mai naturală, pentru că bilele sunt 100% naturale, nu conțin chimicale, nu conțin nimic altceva în afară de, de lână și uleiurile esențiale... Stați, nu le adon! Uleiurile esențiale sunt tot așa și ele naturale. Deci, practic, ți-ai făcut un balsam în casă super, 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 super safe. Tot ce ai nevoie, bilele, uleiuri esențiale and that's.